Numai astăzi am avut 2400 de vizitatori și credem că cu ziua de mâine vom depăși 2700 de vizitatori, ceea ce este un lucru foarte bun. De asemenea, Uniunea noastră are acum 3700 de membri și eu cred că în primăvară vom avea peste 4000 de membri. Dați-mi voie să mulțumesc domnului Nicolae Piculescu pentru modul în care a ornat sala de expoziție. Ați văzut, în fiecare an se întrece în a orna această sală. Și de asemenea, dați-mi voie să mulțumesc echipei care a avut grijă de sală de porumbei, de primirea lor și de tot biroul director. Vă mulțumesc foarte mult! Și o ultimă noutate pentru anul acesta, domnul doctor Popescu a strâns lângă el o echipă internațională de arbitri și pentru prima dată porumbeii noții de sport au fost arbitrați la standard. Au lucrat o noapte întreagă și veți vedea astăzi rezultatul muncilor. Primele trei femele și primele trei masculi vor fi premiați cu cupe în campionatul și diplome în campionatul național.